corp. Și AB egal cu 3 metri. AB egal cu 3 metri. CC' egal cu 20 de metri. CC' egal cu 20 de metri. Iar apotema VM a piramidei are lungimea radical din 39 pe 2 metri. 39 tot pe 2. Pe 2, da, da, metri. Ne cer. A. Distanța de la vârful antenei la sol, la planul, adică ABC. De la V la ABC. Și B. Măsura unghiului format, măsura unghiului format de muchia V pe prim, așa, cu planul ABC. Și C. Aflați tangenta unghiului, dietru, format de planul VA prim C prim, cu planul ABC. Planul ABC. Atât. Da. Facem și figura de cuție. Sigur, o să o facem. Ce înseamnă prisma triunghiulară regulată? Baza triunghiului echilateral. Baza triunghiului echilateral. Ei l-au făcut invers. Mulțumesc. Uite. Dacă vreți să vă mergem așa pe exact pe figura acolo, dacă vreți să mergem. Deci... Ce știu? Știu că AB e 3 metri. AB, o știu pe asta. Sau BC. Poate de 3, da. Ce ce prim? Adică... Putem să notăm și lucrurile? Putem nota. 20. Adică tu spui dacă asta putem face la examen, da? Da. Sigur că puteți face. Nu are aici 20. Ai 20, care e 3? 3 asta. Bun. Și mai avem apotema piramidei. Aici e notat cum asta e apotema. Da. Nu putem vorbi decât la, la piramide de apotema. Da? Deci vâm asta de aici este radical de 39 supra 2. Da, da.
Și astea sunt datele probleme. Distanța de la vârf la parapet, adică înălțimea toată din V până 9. Adică asta ar fi fost. V, O, egal cu 5. Nu trebuia să spun, nu? Deci nu trebuie. Îți dau capăt, da. Deci se cere V, O. Așa. Eu ce îmi pun V, O, D. V-ul ăsta din cine se compune? Din teoremul plus o prim. Oare știm ceva din ea? Da, teorema fundamentală asemănă, e VB prim, o prim cu... Stai, VB, o... Păi, din toată de o deci, știu o bucată din da, ea. Da, știu, o prim 20. O prim, care-i muchia. Prim 20, nu? Păi, da, și face teoremul. Și acum trebuie să aflăm pe VB o prim. Doamna, doamna, aici se văd problema, da? Și de unde să aflăm pe VB o prim? Deci, pentru punctul A, aș redacta așa. VO egal cu VO prim plus OO prim. Și egal cu VO prim egal cu problema mea. Mi-e duce în titlul și duce face o asemănare. VB prim OO prim cu VB OO prim OO prim. Nu degeaba le dă pe pământ, radical 39 cu el 2. Apoi de ce nu? De ce cam pe cine? Păi nu degeaba. Și nici nu. V-o prim într unghiul, V-o prim M. Asta e. Între unghiul, V-o prim M. Știm pământ, știm o prim M. Deci știm pe pământ, deci luăm triunghiul de o parte. V, O, prim, M. În care nu e ezitat să faci asta de parte. Deci desenați așa triunghi de parte ca să vă fie foarte clar. Dacă acolo e aglomerat, aici pot să termin, la 41 pe 2. Oare vă omul o știu? O primă. Da, știu. O primă cât este? E de 3 ori vă primă. O primă? E de 3 ori vă primă. Vă prim? Mă. O treime de primă. Vă primâi din 3 ore asta. Sau, altfel spus, o primâi o treime din toată B prim. O să zic. Nu, o prim este egal cu 1 pe 3 din B prim. Știi ce da. Că e centru de greutate. E o primă de vază și 2 treime de coadă. Corect. Și egal cu B prim. Da, este 9 minus 3 pe 2, 9 pe 4. 9 minus 9 pe 4. Radical de 9 minus 9 pe 4. Nu, că prin Pitagora. Păi da, tot. 9. Radical 9 minus 9, 9 pe 4. Minus 9 pe 4. L minus L pe 2. L pătrat. Minus L pătrat. Pe 4, 4. L radical de 3 pe 2, parcă bine. Nu? Da. Deci, B prim este egal cu radical. Hai să luăm așa, că ne propune, să zicem, asta la pătrat, adică 3 la 9, minus jumătate din ea, adică 9 pe 4, și face... 9, adică în 4 acum. 9 iese în factor, dacă eliminat, adică 3, radical din 3, 4 minus 1, radical de 3 pe 2. Radical din 3? Pe 2. Nu pe 2, acolo. Așa, totul pe 2. Uite așa, nu? Da. Cum spuneam, este L radical de 3 pe 2. Latura, L radical de 3 pe 2. Că L este de... Înălțimea în... Atunci continuăm aici, egal cu treime din 3 radical din 3 pe 2. Și vreau să radical din 3 pe 2. Face radical din 3 pe 2 este O prim M. Și acum ce întrebi V O prim M drept unghi când O prim și la fel pe V O prim. Și să zicem V O prim adică egal cu radical V O prim egal cu radical din V M pătrat. Așa, V M minus O prim M pătrat. O prim M. Asta maniera e cam mai departe, radical din... Adică radical din...
cu 4 minus 8 și 9. Deci rămâne 39 pe 4. Minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. Și adică din 36 pe 4, adică... 6 pe 2. 6 pe 2. Adică din 36 pe 4, 6 pe 2, care face 3. Deci vei opri mama fata. Dacă e 2, e valori 3, atunci voi spune că este 3 plus 20. 20. Și dau cu 23 centimetri. Nu centimetri, cred că metri, nu știu. 23 metri. Asta este la punctul A. Punctul B. Ia să vedem cum gândim la punctul B. Mergem într-un iubire prin BB' desaflăm prin BB' și ABC. ABC paralel cu A'B'C'. Uitați-vă, discutul, voi să fie un mironat. BB' paralel cu A'B'C', deci desaflăm prin BB' și A'B'C'. Cum B oprim e paralel, e perpendicular pe A'B'C', deci cum BB' oprim. Și BB' oprim este tangenta al BB' oprim 12 la 3 și până BB' oprim. Ați urmărit, ați urmărit. Hai vedem o parte. Deci, unghiul dintre BB' și ABC. BB' unghia asta și, ABC. Și planul ABC. Planul ABC e paralel cu A'B'C'. Deci unghiul dintre BB' și planul A'B'C'. Asta e problema. Cum B' e perpendicular cu planul A'B'C', rezultă că unghiul este BB' oprim. Cum V oprim e perpendicular pe plan, unghiul BB' atunci unghiul căutat este BB' oprim. Că proiecția lui B' V este B' oprim. Și facem o tangentă din unghiul ăla și să ne dea 2 pe radical din 3 și care tangent e 2 pe radical din 3 și ne dă. Asta este unghiul care îl căuta. Da. Bun, dată, spunem așa. Cine vorbește? Vorbește, adică, l-ai vorbit. Care? L-ai redactat acum, l-ai vorbit, l-ai povestit. Deci, planul ABC. Așa, mă. Deci, ABC, e paralel cu planul A'B'C'. Deci, unghiul. Deci, măsura unghiului. Deci, rezultă că măsura unghiului VB' cu A'B', B' și prim. Cu ABC. Cu ABC. C, cum zice aici. Egal cu măsura unghiului VB' prim. Și A'B'C'. Ce prim? La mână asta e din cauza că e paralel, deci am redus problema la asta. Și egal cu măsura dintre V' și oprim. Egal cu măsura unghiului. Sau V oprim perpendicular pe B. Adăugăm aici că V oprim. Perpendicular pe A'B', B' și prim. Și reduce aici că prin cele două ori, din asta că cu măsura din plană măsura lui V' oprim. Deci egal. Egal cu măsura lui V' oprim. V' oprim. Deci ce e ceea ce dat autorul? Aici am zis mai. Da, V' oprim. Și ne se cere să găsim concret cât e valoarea unghiului. Facem un sinus. Sinus egal cu atâta opusă, care o știm. Da. Sau o tangentă, că știm tot. O tangentă e mai rapid, nu? Mm-hmm. Deci măsura egal cu cine? Pentru asta, în triunghiul. BB' oprim. Triunghiul BB' oprim. Tangentă de unghiul BB' oprim. Tangentă de unghiul BB' oprim. Este egal cu cateta opusă care e cât e BB' oprim. E 3, nu? BB' oprim. Calculatul e 3, era 3. Așa, 3. Lăsăm B' oprim supra B' oprim, care nu știu ce e, 2 ori oprimul.
Am aflat și pe o primă. Deci egal cu 3. Suprafață pi, o primă. O primă am aflat-o mai devreme. O primă? Da. Era egal de 3 pe 2. Așa, deci 2 era egal de 3 pe 2, deci era egal de 3. 2 era egal de 3 pe 2. Deci era egal de 3. Și 3 era egal de 3 pe 3, adică era egal de 3. Adică radical din 3. 3. Și cos de radical din 3 este... Tangente de cât e radical din 3? Scrim acum tangente de unghiul V, de prim, o prim, din altul radical din 3. Și este 60. Atunci, unghiul măsura lui V, de prim, o prim, egal cu 60 de unghiul. Și să trecem și la punctul C. Asta e cerea măsura unghiului, am aflat-o. Și punctul C. Aflați tangenta unui trighetru format de planul BA' C' cu planul ABC. Păi iar BA' C' e paralel cu planul A' B' C'. Deci unghii din ei între planul BA' C' și A' B' C', care e V, M, V'. V, M, V' e unghii din ei. Și acum nu trebuie tangenta câștigătorului. Deci, Adi, măsura unghiului dintre planul VA prin C prim, dietul, da? Da. VA prin C prim. Și A prin C prim. VA prin C prim. Și A prin C prim. Și A prin C, adică A prin C prim. Și e V, M, V prim. V, M. V prim și foarte rapid. V prim. Pentru că mă-i paralibil de încloare... Dar mai țineți din unghiul dedului? Ce da. Perpendiculare de pe amândouă, piatra comună. Piatra comună e deci, prim. Munchia comună este... Munchia celor două plane este A prim C prim. A prim C prim. Și atunci noi căutam să descoperim un punct pe munchia comună în care să ducem cele două perpendiculare. Da? Cele două perpendiculare B, M și B prim. M este punctul deștept. Că atât V, M, interpretarea prin C prim, cât și B prim, M. Și unde ai spus tu că ne ducem ce triunghi? În V, V prim, M. Am zis că triunghiul V, M, V prim, unghiul. Unghiul V, M, V prim. Și atunci triunghiul V, O prim, B prim, la V, B prim. Deci în triunghiul V, O prim, B prim. V oprim, iar. Sau B prim, da, V oprim, iar. Da. În care A, B. E V oprim, știm că e 3. Da. De la care ce, ce? Noi, de la care ai făcut A, B. Trigula. Ce ai spus tu mai devreme. Adică, la punctul C, spunem așa, tot aceeași chestie. Planul ABC e paralel cu planul A prim B prim C prim. Deci, vorbește ABC. Paralel cu planul A prim B prim C prim. Măsura unghiului VA prim C prim dintre planul VA prim C prim și planul ABC. Măsura unghiului este egal cu măsura unghiului dintre VA'C' e planul ăsta și planul A'B'C'. Deci, adică am mutat problema în unghiul dietru dintre cele două plane. Între A prim, B prim, C prim și V, A prim, C prim. Și acum, fie, fie E, care aparține lui A prim, C prim, A prim, C prim, așa încât A prim E, egală cu E, C prim. Deci e loc, punctul la mijloc, da? Și atunci, cum triunghiul BA prin C prim, BA prin C prim, echilateral,
Iar BM, de prim M, mediană, acolată, rezultă că de prim M este perpendicular pe A' cel liber, în chiar bună. Triunghiul BA prin C prim, triunghiul BA prim C prim este isoscel. Da? Este isoscel. V e mediană. Într-un triunghi isoscel, mediana e perpendiculară. Deci V e perpendiculară pe A prim ce prim. Deci avem aceste două rezultate. Că B prim M e perpendiculară pe A prim ce prim, B M perpendiculară pe A prim ce prim, că planele, mai adăugăm planul B prim ce prim A prim se intersectează. Planul B prim A prim ce prim se intersectează cu planul care A prim B, C prim și egal munchia A prim, C prim. Abia acum din 1, 2 și 3, da? Din 1, 2 și 3, reiese că, deci 1 plus 2 plus 3, înseamnă că unghiul B prim, M, V, sau unghiul V, M, D prim, unghi, DL. Adică exact ceea ce mi-a cerut aici. Trebuie să faceți așa redactarea, pentru că la punctul ăsta nu ne ducem repede în triunghiul acela, facem tangentă și am terminat treaba. Deci se spune că ăsta este unghiul DL dintre cele două plate. Și acum, tangent în triunghiul, în triunghiul pe care l-am descris, pe care l-am găsit, din cel care reprezintă unghiul dietru, acelor două plane, mă duc și spun. Deci tangentă din unghiul dietru la celor două plane a lui V A prim C prim planul ăsta și planul A B C unghiul acesta a celor două plane egal cu tangenta după toate descrierea făcute tangenta unghiului V mă oprim. Egal cu tangentă de unghiul, tangenta unghiului V, mă oprim. Așa. Și egal cu. Egal cu tangenta unghiului acesta, roșu să-l pun aici, la. Înseamnă tangenta cu cine este? Cateta atunci alăturată, așa e? Sau opusă? Cateta opusă cu cateta alăturată. Așa. Cateta opusă pe cateta alăturată. Opusă cine este adică? V oprim. Corect. Da? Supra oprim M. Că unghiul drept aici este, da? Deci V oprim. Supra oprim M. Și la opusă. Vă oprim, am aflat că 3. Vă oprim, am aflat că este 3, da. Supra oprim M. Îl are egal de 3 pe 3. Supra egal de 3, rațional. Supra egal de 3 pe 2. Supra egal de 3 pe 2, așa. Egal de 3, nu? Nu. Nu. Poți fi. A, el a luat. E radical din? 3 pe 2. 3 pe 2. Și atunci cât face? Adică o să fie 3 radical de 3. 3.
găsesc un unghi. Mai să aflați măsura unghiului, ci tangenta unghiului. Tangenta, cotangenta sunt numere mai mari decât unul. Numai cine, dacă vi se cere sinusul în unghi și cosinusul, trebuie să știți că tot timpul trebuie să fie mai mic ca unul. Nu se poate ca sinus și cosinus fie mai mare, probabil, ci mai mici. Asta e valoare. Vedem și problema cealaltă. Problema 2. Domnul Popescu a achiziționat în zona rezidențială a orașului un teren în formă de pătrat, Elia, cu latura de 30 de metri. Deci avem un pătrat. Elia. Pătrateria, latura de 30 de metri. Pătrateria, așa l-am notat, Elia, cu latura de 30 de metri. Domnul Popescu și-a propus să construiască pe teren Elia. Și are latura de 30 de metri. Deci domnul Popescu și-a propus să construiască pe teren o vilă, fundația, pătratul ABCD. Al pătratului. ABCD. Cu latura, nu, cu AB 22 de metri. ABCD. Cu AB 22 de metri. Pe 22 de metri, un părculeț cu pom ornamental, triunghiul DEF. Deci, sub formă de triunghi, da? Da. Deci, în triunghiul DEF. DEF. Triunghi. O să aibă părculeț cu foie. Părculeț cu foie. Apoi, un părculeț cu flori. Triunghiul CDF, CDF. Asta e părculeț cu flori. O alee dreptunghiulară BH B H G H G F. Lată de 3 metri. Lată de 3 metri. Limit 3 metri, pavată cu dale pătrate, în paranteză, 1,5 decimetri, 1,5 dale pătrate, în paranteză, 1,5 decimetri, ori 1,5 decimetri. Da. Și o parcare decimetri. Așa. Și o parcare dreptunghiulară, H, I, L, G, lată, parcare dreptunghiulară, lată de 5 metri, H, I, L, G, da? H, I, L, G. Deci parcare dreptunghiulară, lată din lățime, acum, 5 metri. L, 5 metri. Pentru 8 mașini. L1, să zic așa. Pentru 8 mașini. Zice că reprezintă schematic repartiția suprafeței de teren achiziționată de domnul Popescu. Da, dă schema. Dă schema. Da. 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 A, făcura 3 reprezintă, zice. Da, dă schema, n-a dat cum, că e fără curcată cum o face. Este vorba de... Sus. Vreți să o fac eu? Nu, dreapta, stânga sus. Acum, hai. Deci... Interenul acesta.
la 19 părți. Aici va fi la tot sportul de părta. În continuare aici vine și dăm două zona asta de prigulare. Aici pom și din coace floare. E vorba de D, E, F, C. E, F, C. C. Vine cu alee și G și H, B, A, B, C, B, B, H, alea. Și acum zona de aici, parcare pentru mașini, câte mașini, o mașină. Adică trebuie să o împărțim o dată în două, iar în două, fiecare și fiecare la rând e în două. Așa că am obținut cele 8 parcări. Ce întrebări sunt aici? Ia să vedem. Aflați câți pomi poate planta Popescu în pătrulețul repartizat, dacă un pom ornamental are nevoie de 2 metri de teren. Deci, amic. Câți pomi? Câți pomi? Pom. Îmi planantez un pom 2 metri pătrați. Un pom egal 2 metri pătrați. Bun. Cât a plătit Popescu pentru paparea aleii? B. Cât a plătit Popescu pentru paparea aleii? Dacă un metru de alee, deci un metru pătrat, îi costă 25,4 lei. Cât lei? Și câte tale a cumpărat? A, și câte tale? Da. Câți lei? Câți lei câți dai? Lei? Câte lei? Dale a folosit. Mai zici ce? Și este și ce? Știm că pentru un metru pătrat de suprafață utilizată utilizează 60 tone, 0,60 tone de asfalt. Deci un metru pătrat egal 0,60 tone. Tone, adică așa. Tone, da, asfalt. Mai aflați cantitatea de asfalt necesară unui loc de parcare. Deci, pentru un aparcare. Cât asfalt? Cât asfalt? Demonstrația. Da, vă mai știți bun. Hai să vedem la prima. Câți pomi a făcut parca? Dar trebuie să înțelegem ipoteza, nu? Sigur. Elia la pătrat, lungimea pătrat, spune 3 decimetri, lățime, latura. Latura pătratului. Elia, da. Și aia mare înseamnă. 3 decimetri. ABC e tot un pătrat cu AB 22. AB 22. Bun. Trunchiul DF, părculeț cu pom. DF, părculeț cu pom. Pom. Asta de aici. Numai din pătratul ăla, ce-o fie, un miliam o să vedem dacă 30 aici și 22 am folosit. Nu, e drept. Așa ăla e primul. Ăla e 8, să punem atunci. Atunci punem repede aici, da? 8. Da, dar ăla e tot 22. Și ăsta e 22. Eu vreau la lupitoare, dar am face... Da, da, dar lasă că vedem dacă trebuie. Așa. Trebuie cât DF flori.
Floare este o... De trebuie în aceeași... Ce? Aceeași... 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 V, H, G, U de tunchi, latura de 3 metri. V... H, aleea. Aleea. Asta. Asta e lățimea 3 metri. Lățimea oare sau lumina? Lățimea, da? Așa, așa. 3 metri. E 30 de metri lungime. Dalele sunt pătrate, 1,5 decimetri, 1,5, o să vedem, când îi trec la un moment dat. Da. Aceea H, I, L, G, parcare, cu altă lățime de 5 metri. H, I, L, G. Parcare și lățimea. Asta a fost 3 și cu 22. 25. Și a rămas 25 și a rămas 5 la 30. 5. Da. Aia e 5. 5. Bun. Aia e 5 metri, corect. Dar e 30. Bun. Și acum avem și parcarea pentru locul de o mașină. Bun, câți pone? Câți pone? Hai zice la pot. Păi îi fac, îmi zice, ziare, cum mai face? Ce faci? Ce faci cu câta ora? Ca să aflu pe DF și să văd... Aflu pe DF. Și la ce ți-a folosit DF-ul? Că ție îți trebuie... Câți pom știi că pentru un singur pom are nevoie de... A fost și moarea cu el. Suprafața trigonului acela. Așa, de și cade la unul, cade la unul. Deci, pentru punctul A, spunem aria lui DF, trigonului DF, egal cu? Egal cu 22 ori 8 pe 2. 22 ori 8 pe 2. Deci fac 88. Deci face 88. Metri pătrați. Unui pom îi trebuie 2 metri pătrați. Și acum 88 o părțe la 2. Câți pom? Deci 88. Un părțe la? 2. Egal cu? 44. 44. Punctul B. Maria, mai zici tu cu cât a plătit domnul Popescu pentru favoarea aleei? Dacă un metru pătrat de dare costă 25,4 și câte dare a cumpărat? 88 de metri costă 2235 de lei. Adică a fost suprafața totală aleei, nu? Deci cum faci? 3 metri ori 60? Ori 30? 60. 3 la 3, 3, 3, 9. 3, 9. 9. Deci, aria... Dreptul lui. B, F, G, H. B, F, G, H. B, F, G, H. Să gândești, Maria, ce de domnul profesor. E egal cu 3 ori 30, adică 90. 3 ori 30 și egal cu 90 metri pătrați. Mulțumim 90 metri pătrați cu 25,4. Da, 90. Ori. Ori. 25,4. Egal cu... 254 cu 9. Egal cu 2286. 2286 lei. Lei, da. Da, și dacă mai știa de folosit. Are 1,5 decimetri. Deci, area unei singure dale, aria dală, egal cu 1,5 ori 1,5, 30 metri pătrați. Deci, 1,5 ori 1,5, 15 ori 15, 225, 225, adică, de fapt, 2,25 decimetri pătrați. Care înseamnă câți metri? Și 10 metri pătrați. 0,225 metri pătrați. Da? Și acum, dacă am aflat cât are o singură dală, atunci, pentru a vedea câte dare am folosit, împărțim pe 90 la 0,0225. Deci, număr dare egal cu
90. Împărțim la 0, cu 0, 225. Hai să văd la împărțirea asta. Un metru pătrat, zice că costă... Un metru e 25,4 lei. Când a costat la Galileea? Când întreabă cât a costat datele? Nu, întreabă cât a costat, cât lei a luat datele. Pentru favoarea lei, dacă un metru pătrat de dare costă 25... Deci cât se ia cheltuită de dare și după aceea cât de dare a folosit. Și acum noi așa facem. Și acum, nu mă zice, îți împărțim la 0,0. Păi împărțim cu 10 lei. Prin 0,012. Să mulțim cu 10.000. Corect. Pe el? Mai pe el? Nu, și pe cealaltă. Păi, și ne poate să așa cu o frație. Deci înseamnă 9 și 1, 2, 3, 4, 5. Supra. Supra. La 225. 225. Acum să spune sau pe 5. Cât dăm? 4.000. 4.000 de dare. 4.000. Da. Câte dare am folosit? Am văzut și câți bani am dat, cât am cheltuit. Zice că pentru un metru pătrat de suprafață utilizăm 0,6 tone de asfalt și cantitate de asfalt e necesară pentru un loc de parcare. Avem locurile de parcare acolo sus. Calculăm toată parcarea, tot împărțim la 8, pe un loc. Bun, așa de ori putem scoate un singur loc. Da, pentru un loc. 30 împărțim la 8 acolo. 30 împărțim la 8 și aflăm câte e la o parcare, mulțim cu 5, trebuie că din locul ăla spus singur parcare. Așa, da. 30. Loc parcare egal cu 5, ori 30 pe 8. Da? 30 pe 8. Da. Și face? 150 împărțit la 8. Ia să vedem. 30 prin care mai văd. 3 prin 2 și face 15 și aici 4. Și cam atât așa. Da. 75. 75 pe 4 este... Împărțit copii. Maria, ai dat? 18 pe 75. Cât? 18 pe 75. 75. Ce? Metri pătrați. Metri pătrați, da? Zice că pentru metru pătrat trebuie 0,6 tone. Un metru pătrat 0,6 tone. Deci un metru pătrat 0,6 tone. Înseamnă că 18. Înseamnă că 18,65. Cât asfalt? Da, asfalt, da. Cantitatea de asfalt egală cu